Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Hai să vedem ce am primit. Nu o să reușim să difuzăm atâta material niciodată. Da. Sunt foarte multe mesaje. Hai. Valentin din Buzău, în momentul în care am vrut să dau o șpagă la un polițist din Olanda, mi-a spus că va chema echipajul ca să mă aresteze. Nu am crezut și am zis, da, poate să-l cheme, că nu am bani să-i dau, plătesc amenda. În 5 minute maxim a fost acolo echipajul, văzând ce se întâmplă, că vor să mă ducă la închisoare pentru 3 zile, am fost nevoit să-i plătesc amenda pe loc. Și a găsit banii. O zi plăcută. Mam. Ia uite, zice, mai avem niște bani la mine. Vai, dar cum? Stai așa. Bravo. Bună dimineața, un coleg de-al meu în Germania a încercat să dea 50 de euro șpagă la un polițist și a primit o amendă penală de 900 de euro. Permisul suspendat, n-a plătit amenda respectivă, s-a întors în țară. Ulterior, când a plecat în Germania, iarăși la câteva luni autocarul a fost oprit, a fost dat jos la granița cu Austria-Germania și pentru fiecare 30 de euro o zi de închisoare, deci 30 de zile de închisoare a primit. Ce tare. A stat doar o zi că a plătit amenda după aia, dar na. Dar ce s-a gândit? Hai mă că a uitat. Da. Sunt sute de mesaje în dimineața asta, e de mare interes subiectul și vă mulțumim pentru ele. Uite, printre altele ne-a scris Iulia din Statele Unite, care spune că nici nu poate să se gândească ce s-ar întâmpla dacă ar încerca să ducă mâinile de pe volan la portofel în timp ce este oprită de poliție. Îți dai seama, sute de mesaje. Nu prea avem experiență cu șpaga. Păi, deci cum la aia se poate, mă, și la noi? Da. Asta, cum la aia nu se poate da șpagă? Te arestează, te împușcă, te... Băi, la noi se supără dacă ții mâna pe volan. Și la noi îi ridică, mă, 10, 15, 20 odată, toată secția odată. Dan, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața. Salut, te rog. Zine, pe scurt, te rog. Multe telefoane, te rog, da, spune-ne pe scurt. Eu cred că putem trasa o linie chiar și în partea de vest a Europei. Cum ziceați chiar voi, în partea de Slovacia, chiar și Ungaria. Uh-huh. În Ungaria s-a întâmplat această fază. Eram mai tânăr, eram în liceu, plecasem cu părinții și aveam atunci ceva mai puternic. În fine, și pe autostradă, mai un pic să și ieșim, ne trezim cu sirena în spate. Da. Ne trag și știți că ați depășit, tra-la-la, tot gesticulau, chiar exact în aceeași manieră cum ați povestit voi, că tot trăgeau de timp. Și? Bun, ok, pe ce facem mai departe? Păi știți că e mare amenda, poate faceți chiar închisoare, dar oricum trebuie să vă ducem înapoi la Budapesta. Așa că dați-ne 50 de euro la fiecare și zicem că ați avut 150. Aha. Deci ați dat șpagă? Nu eu, că eu eram minor. Da, părintele. Când se întâmplă asta? Acum mai mulți ani. Acum mai mulți bine, ani. Sunt multe, sunt multe mesaje care ne spun că în Ungaria în continuare se deșpagă. Și în Slovacia, uite, ne spune Alin din Arad, că și în Slovacia și în Ungaria se deșpagă, ce am dat eu, în paranteză. În Ungaria stau noaptea la ciupeală. În Germania sunt foarte înțelegători polițiștii și nu vor neapărat să-ți dea amendă. Ce am pățit-o de câteva ori. Da, Ungaria n-a reușit să dea șpaga seară la Portugalia. Luminița, bună dimineața! Bună, Lumi! Bună dimineața! Bună, te rog! Am încântat o să vă aud. Te rog! Vreau să vă spun că eu la bulgari am pățit-o după ce am ieșit de pe autostradă. La bulgari nu se pune. Așa zi! La se nu pune, fiindcă de fapt nu am dat, aveam doar 50 de euro și niște mărunțiși și nu puteam să le dau 50 de euro. Și te-ai certat cu ei? Am încercat, dar să negociez și până la urmă, fiindcă nu aveam 50 de, nu aveam mai mărunței, așa? M-a lăsat să trec. Mi s-a părut așa, m-am țigănit un pic. În... La bulgar nu se pune, mulțumim de telefon, Luminița. Avem mărturii că în Anglia este foarte discretă. Poliția, ne-au scris mai mulți ascultători, au mașini civile. Și nu, unul dintre ei, taximetrist în Birmingham de 3 ani, a zis că nu l-a oprit niciodată poliția până acum, dar nici nu s-ar gândi la așa ceva. Dacă e de ce? Să încerce și să ne sune după aia. Marius, bună dimineața! Bună, Marius! Bună dimineața! Salut! Marius din Ploiești. Acum sunt pe undeva pe în Italia. Da? Am intrat în Franța, Monte Bianco. Dacă pentru cunoscători știe. Așa? Zine că nu mai avem timp, zine întâmplarea. Da? Deci aici nu se dă șpagă. Aici ai încălcat
ai călcat restricția, ai plătit. Și dacă încerci, ce se întâmplă? Dacă dai amendă... Nu, dacă încerci, ce se întâmplă? Dacă dai și fac... Nu, dar nu poți să încerci aici, că nu se încearcă aici. Nu se încearcă. Mulțumesc. Mulțumim. Frică. Fii atent, mesaj. Da. Zice, cu poliția n-am încercat niciodată, dar am încercat în Austria la un service. Planetar a dus, să vine mecanicul și zice 500 de euro reparația. Românul din mine, o tati PNV-ul că n-am nevoie de factură. A intrat în hală, fericire mare pe mine că am rezolvat și ce să crezi? Mi-a scos mașina afară și mi-a pus cheile în mână. Ce tare! Ce tare. Nu cred, mai avem doar câteva secunde. Da. Horia, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața din Trento! Salut! Mergeam cu mașina, o aveam la, în epoca aia cu un număr de Brașov, după care mi-a fost interzis. M-a oprit poliția, am depășire toate grămadă, totul filmat de dashcam-ul care l-am montat. Am plătit amendă, deci totul cumulat trebuia să fie ceva exagerat, mi-au dat 28,70 € amendă. Da. Ok. Și trebuia să-mi dea restul 1,30 €. Și am zis, lăsați pentru o cafea. Oameni buni, au stat și mi-au dat 1,30 € restul. Și le-am spus după ce am plătit. Vă spun sincer că dacă era în România treaba asta, eram pieton 3 luni. Mulțumesc foarte mult. Mulțumim pentru mesaje, sunt efectiv asta, foarte multe. Acolo aș vrea să ajungem, acolo, uite așa. Uite așa, să, nici să nu te gândești că ai putea să dai șpagă la cineva în România. Păi ea nu mai depăși viteză. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.